Bună seara, dragi prieteni! În primul rând, vreau să vă urez un sincer la mulți ani, deoarece ne vedem pentru prima oară în anul acesta 2015. Fie ca acest an să fie mai liniștit decât cel care a trecut, fie să aveți parte numai de bunăstare, fericire și, sincer, momente unice, bune, alături de cei dragi și de familie. Al doilea set de urări de la mulți ani și de sănătate este dedicat celor care poartă numele de Ion, Ioana, Oana și toate celelalte derivate. Pentru ei, cu toții ne rugăm ca astăzi să aibă parte și în general anul care urmează, numai de momente pline de inspirație divină și de sănătate, pentru că e cea mai importantă. Pentru această seară ne-am gândit să dezbatem poate un subiect mai amplu. Nu știu dacă o să am timp să prezint toate ideile, să vi le explic, dar sigur o să reluăm acest subiect într-o ediție următoare. După cum vedeți și jos, și după cum v-am anunțat și pe rețeaua de socializare Facebook, astăzi o să discutăm despre bunăstare, atât materială cât și spirituală. Dar, în primul rând, să analizăm ce înseamnă bunăstarea. Bunăstarea este o sintagmă destul de cunoscută, poate, este starea de bine, starea de echilibru, starea în care dumneavoastră sunteți la un potențial maxim și puteți crea, puteți avea tot ce doriți în jurul dumneavoastră. Deși poate nu-l aveți, puteți să vă doriți, puteți să emanați această dorință, iar acest lucru, divinitatea să vi-l oferă. Foarte mulți fac confuzia din primele secunde că bunăstarea reprezintă partea materială. Da, este corect, într-un fel conține această parte de bani, de prosperitate, dar nu este numai ea. Și starea de sănătate bună intră aici, starea de armonie în cuplu intră aici. Practic, putem integra aproape totul care ne face bine în această stare de bunăstare. Și atunci noi când vă urăm să aveți bunăstare, practic noi vă urăm să fiți în echilibru, să fiți bine, să nu mai aveți probleme. Bunăstarea este destul de des dezbătută în mai multe sisteme care țin de ezoterism, ocult sau științe alternative. O să încercăm să prezentăm câteva dintre ele, câteva aspecte, astfel încât să putem trage niște concluzii despre ce reprezintă de fapt bunăstarea. Și ca să vorbim mai întâi despre anumite trucuri sau anumite practici care ne determină pe noi să fim mult mai concentrați, mult mai atenți cu ce facem noi cu banii din jurul nostru, ca să putem să-i atragem, sau în general cu dorințele pe care ni le exprimăm către divinitate, ca acestea să se îndeplinească mai repede, o să începem cu o prezentare generală a noțiunii de bunăstare și anumite cutume, să le spunem, care se practică atât la noi în țară, cât și peste hotare, pentru a păstra această bunăstare în casa dumneavoastră. Bun, în primul și în primul rând, mai tot timpul, bunăstarea și starea de bine este legată de bani. Pentru că, până la urmă, putem să fim oricât de spirituali, oricât de fericiți, oricât de sănătoși, dar dacă nu putem trăi de pe o zi pe alta, nu ne este bine și automat, din păcate, cele mai mari probleme, atât în familie, în cuplu, între prieteni, pornește de obicei de la problema banilor sau din probleme de religie. Astăzi discutăm despre acest lucru. În primul rând, se spune că atunci când avem un vas în casa noastră, un pahar, o oală, un vas de flori, nu este bine să stea gol. Și atunci puteți să întrebați cu ce să-l umplem. Puteți să puneți inclusiv o pietricică în interiorul vasului, pentru că atunci vasul va fi considerat plin. Adică are un scop, este funcțional într-un anumit fel. Puteți să puneți de asemenea, dacă doriți, o monedă. Și revenim la noțiunea că nu este bine să avem o monedă de 5, ci doar de o monedă care reprezintă cifra 1 sau numărul 10. Eventual 2 sau 20 dacă există în valuta respectivă, astfel încât moneda care reprezintă practic bunăstarea materială să transforme acel simplu vas într-un vas al prosperității, doar prin plasarea unei singure monede.
Este de preferat ca moneda să fie cu valoarea în sus, adică fața pe care scrie 10 sau 1 sau 2 sau 20. Nu cu stema sau cu un alt simbol, ci cu valoarea în sus. Dacă este o vază mai lungă, cum mi s-a întâmplat poate de fiecare dată, nu putem să verificăm dacă e chiar cu stema în sus. Așa că este bine acolo pur și simplu să o plasăm și va fi perfect. Se spune un lucru. Atât în cei 400 de destinului, atât în cunoașterea cabalistică. Totul până la urmă, în legătură cu bunăstarea, ține de raportul nostru față de karmă și dharma. Ce înseamnă acest lucru? Poate pentru unii sunt niște noțiuni ciudate sau despre pe care n-au auzit până acum. Karma reprezintă așa isă suferință, plată pentru anumite, să nu le spunem păcate, să le spunem decizii care au dus la suferință către alte persoane. Dharma reprezintă opusul, reprezintă darul care vine de la Dumnezeu, binecuvântarea, cum o știm noi, și se apare atunci când noi am făcut fapte bune, dezinteresat, și ni se dă acolo un mic ajutor. Poate o perioadă în care ne este greu, dintr-o dată apare un binefăcător și ne salvează din acea perioadă. Sau apare oportunitate în viața dumneavoastră. Aia înseamnă dar, dharma. Vedeți că se și aseamnă ca și denumire. Nu există, așa cum am mai întâlnit, mai ales la americani, karma pozitivă. Karma este doar, așa este, negativă, adică doar prin suferință se poate plăti, sau prin plăți conștiente. Adică, ca să scap dintr-o anumită perioadă, zic, doamne, uite, o să am grijă de omul acela de pe stradă, o să-i dau o pâine, o chiflă, o japoneză, o banană, un fruct. Astfel încât el să o ducă mai bine, să aibă o stare bună, o stare de bine. Astfel încât și tu, Doamne, cum am ajutat eu pe acela, să mă ajut și tu pe mine. Este o practică destul de des întâlnită. Deși poate unii se vor speria că, de ce fac eu pact cu Dumnezeu? Nu facem un pact cu Dumnezeu, dar îi arătăm într-un mod conștient că noi vrem să ajutăm pe ceilalți, deși poate că nu vă este o situație bună, nu sunteți într-o situație bună, dar în așteptarea unui ajutor, așa cum eu am ajutat și sunt conștient că am ajutat, aș vrea și eu să fiu ajutat la rândul meu de tine și se conștientizează practic că situația vă depășește. Singur nu puteți. Și așa că așteptați ajutorul divin. De aceea, se poate spune că în structura personală a fiecăruia, structura care poate fi vizualizată cu mare ușurință cu ajutorul celor 400 pe ai destinului, se poate vedea foarte clar dacă dumneavoastră o să aveți parte de bunăstare multă, puțină, cum o să fie ea, în viața dumneavoastră. Ca să nu intrăm în acest subiect și mai vast al astrologiei chineze și a metafizicii chineze, o să vă spun doar așa. Fiecare dintre dumneavoastră v-ați născut într-o zi care este caracterizată printr-un animal care știți deja de la ani. Șobolan, bivol, dragon, etc. Și dintr-un element. Acel element poate să fie de două calități, yin sau yang. Astfel încât există un element care îl produce sau care este cel mai bun element pentru ei. În funcție de chartul sau de diagrama natală. Acel element este indicat, sau cu acel element este indicat să vă înconjurați. Dar nu prea mult, pentru că poate să ducă la surplus. Iar un surplus niciodată nu este bine văzut în jocul nostru cu energia. Bun. De fapt, ce vreau să spun? Unii oameni au avut poate noroc că așa trebuiau să aibă. Gen Bill Gates sau oamenii puternici și bogați din America sau chiar și de la noi din țară. Alții au un noroc echilibrat, să zicem așa, adică pot să trăiască de pe zi pe alta, chiar pot să zic că da, nu am simțit niciun fel de lipsă. Și alții au parte de sărăcie, de probleme. Astfel încât
Sunt anumite perioade din viață în care un om poate să treacă, odată să meargă foarte bine, odată bine, alte ori mai puțin bine, și mai ales atunci când merge mai puțin bine, se deznădăjduiască, să nu mai aibă încredere fie în divinitate, fie în forțele proprii. De fapt, acolo intervine marea problemă, că oamenii se autocomplac în anumite situații și uită că ei au marea putere de a se scoate din situațiile problematice. Și de aici poate că venim noi, cei de la 6TV, de la Televiziunea Sufletului, să vă ajutăm să vă mai deconectăm de problemele dumneavoastră și să vă readucem aminte că puterea este în dumneavoastră și că aceasta vă poate ajuta oricând să ieșiți dintr-o anumită situație sau cerc vicios. Cum? Puteți face acest lucru fie prin rugăciuni, fie prin acele milostenii conștiente, fie, să vă mai dau niște exemple din cunoașterea noastră populară. Se spune că atunci când doi oameni spun același cuvânt în același timp, este bine să vă puneți o dorință, pentru că atunci dorința se va îndeplini. Sau o altă idee, atunci când vedeți un curcubeu pe cer, dacă ne aducem aminte, curcubeul este simbolul legământului Dumnezeu cu om. Înseamnă că vi se dă oportunitate din partea divinității să vă puteți spune o dorință, astfel încât dorința se îndeplinească mult mai repede. Curcubeul întâlnim și în zona celtică, ca și simbol al norocului, deoarece se spunea că la capătul curcubeului, cine se va duce, va găsi un mare vas plin cu aur de al spiridușilor. Noi, în România, l-am tradus prin această oportunitate de a ne pune dorința. Poate că m-am mai repetat, și o să mă repet încă o dată, cu scuze de rigoare, să vă readuc aminte că aceste dorințe trebuie spuse tot timpul la modul imperativ, adică să fiu convins că s-a îndeplinit deja, nu că se va îndeplini, într-un mod afirmativ, adică să nu folosesc negațiile, și, cel mai important, la modul prezent. De exemplu, dacă îmi doresc să fiu sănătos, voi spune sunt sănătos și mă văd ca atare, vizualizez că sunt sănătos, că nu am niciun fel de problemă fizică, eventual înconjurat de o aură violet, pentru că această culoare este cea care determină procesele de vindecare în corpul nostru. Bun, am rămurit cu dorințele. Pentru că deseori o să întâlniți, când vorbim prin intermediul televiziunii, noțiunea că trebuie să vă puneți o dorință. Și o să vă readuc aminte de fiecare dată acest procedeu, acest mod de a ne pune dorințele. Este foarte important cum dați banii. Poate vi se pare o problemă ciudată, dar pe foarte mulți am încercat să-i obișnuiesc să dea într-un anumit fel. Acum vorbim despre dreptaci, pentru că dețin poate cel mai mare procent din populația lumii. Tot timpul se dă energie cu mâna dreaptă și se primește cu mâna stângă. Astfel, din ce cauză? Gândiți-vă și când dați mâna cu cineva. Se dă tot timpul cu dreapta, astfel încât între acele persoane se creeze un egregor mic de energie, un glob de energie, prin care omul își dă seama, domne, eu cu cine vorbesc de fapt, de această forță. Tot așa, se poate vedea tot timpul oameni, și mai ales multe sfinți, mai ales în formă de statui, care stau cu mâna dreaptă înspre pământ. Adică oferă energie pământului, oferă energie oamenilor. De asemenea, aș putea să mai dau un exemplu, poate ceva mai bun. Dervișii, turci. Tot timpul, când fac acel dans în care se învârt de foarte multe ori, acel dans cosmic, se învârt în sensul invers al celor de ceasonic pentru a crea o energie, stau cu mâna stângă ridicată spre cer pentru a prelua din energia celestă, divină, iar cu mâna dreaptă îndreptată spre pământ sau către persoana din centru care are nevoie de acea energie bună. Pentru vindecare, pentru rezolvarea anumitor probleme, nu contează. Dar se poate vedea și la ei, în Turcia, acest dans al dervișilor, cum preiau de fapt energie cosmică bună și o direcționează cu ajutorul mâinii drepte. Astfel încât putem să tragem concluzia că mâna dreaptă este cea care donează,
iar mâna stângă este cea care primește. Bun. Drept urmare, este bine ca o persoană să dea banii tot timpul cu mâna dreaptă și niciodată cu mâna stângă și să-i primească invers, cu mâna stângă. Din ce cauză? Atunci când dau, practic, cu mâna dreaptă orice obiect, de fapt, pe lângă bani, iar el îl primește cu mâna stângă, se face un drum unilateral. Și dacă și el ar vrea să-mi dea ceva și dă și el cu mâna dreaptă și o primesc cu mâna stângă, practic se face ca un fel de horă între două persoane. Dar o horă care determină energia să circule în sens invers al celor de ceasornic. Iar sensul invers al celor de ceasornic este cunoscut de foarte mulți drept sensul de creație. Atunci când vreau să creez ceva, mă voi mișca tot timpul în sensul invers al celor de ceasornic. Fie că este vorba de un cer de protecție, fie că este vorba de o anumită savoare sau de un anumit concept într-o mâncare, de exemplu. Și de aceea majoritatea bucătarilor învârt în sens invers al celor de ceasornic. Să adauge și mai multă savoare, să adauge și mai multă plăcere papilor gustative ale oamenilor. Bun. Acest lucru să nu uitați tot timpul și încercați să vă dați peste mână sau să rugați pe un prieten să vă dea peste mână atunci când vreți să faceți altfel. Pentru că dacă dumneavoastră veți da cu dreapta, iar persoana va lua cu mâna stângă, se creează un blocaj, ca un fel de X, să spunem. Bun. Ce este foarte important este că atunci, dacă trebuie să dați bani, este de preferat să o faceți atunci când este încă lumină pe bolta cerească. Adică, ca să traducem acest lucru, în primele ore de la răsăritul soarelui, până maxim la ora 12. În schimb, dacă vă împrumutați sau primiți bani, este bine să fie seara. Dar, dacă a apus soarele, trebuie să aveți mare grijă. Niciodată să nu dați banii în mâna cuiva pe timp de seară. Îi puneți jos sau în plic și îi dați plicul respectiv. Pentru că așa sunteți mai protejați să nu vi se ia, cum se spune în popor, spor. Se spune că există, și asta s-a verificat și de către noi, anumite plante care aduc bunăstare oamenilor. Poate una dintre cele mai cunoscute și cel mai des utilizate este frunza de dafin. Mai ales pusă în mâncare, aduce bunăstare persoanei care mănâncă acea mâncare. Sau se poate scrie pe o frunză de dafin cu o cerneală sau cu o culoare roșie sau aurie cuvântul prosperitate sau bunăstare sau efectiv bani și se țină sub pragul ușii, dar cu scrisul spre interior. Și astfel se poate asigura bunăstare cu fiecare persoană care trece pragul. Poate că acest truc, să zicem, sau acest mic ritual, ar fi mai indicat pentru persoanele care au un magazin sau care au o activitate comercială și cărora le trec mulți pragul, astfel încât cu fiecare persoană se dublează energia respectivei frunzulițe. Dacă vreți să faceți totul și mai corect, vă indic să faceți acest lucru la lună nouă, pentru a marca un nou început în cariera dumneavoastră sau în viața magazinului respectiv. Un alt truc pe care îl știm de la oamenii cu fruste crețe este de a pune o bagnotă sub preș. De obicei nu de valoare mare. 10 lei, 1 leu, la fel nu 5. Și se presare peste ea scorțișoară. Și la fiecare lună nouă să mai adăugați încă puțină scorțișoară. La fel, dacă nu aveți frunze de dafin sau nu găsiți frunze de dafin în zona dumneavoastră, puteți apela la scorțișoară, pentru că este a doua plantă care are o forță uimitoare atunci când vine vorba de prosperitate. Și are același principiu, cu fiecare persoană care trece pragul, energia respectivă se dublează. Nu aveți voie să mutați acea bagnotă sub niciun fel, de sub preșul de la intrare sau de sub prag, decât în momentul când este din nou luna nouă, în niciun caz altcândva. Iar la fiecare lună nouă este recomandat și, ca să fim sinceri, noi am făcut asta și în fiecare zi până la lună plină, să mai adăugați încă puțină scorțișoară
ca să, în practic, să întăriți această dorință a dumneavoastră de a vă asigura o bunăstare în acord cu legea divinii. Nu uitați niciodată acest lucru. Cereți totul sau faceți totul în acord cu legea divinității. Pentru că dacă încercați să faceți ceva care nu este în acord cu această lege, s-ar putea să creați karmă, deci suferință. Și nu cred că există cineva care să dorească acest lucru. Se spune că dacă găsiți o cheie pe jos, este bine să o luați. Acum eu aș avea de adăugat un mic comentariu. Dacă cheia este ruginită, veche, mai bine o lăsați acolo. În schimb, dacă cheia este frumoasă, nouă, o luați, o țineți în congelator timp de 3 zile, iar cubul de gheață care s-a format, pentru că ar fi bine să fie înconjurată și de niște apă și de preferata gheasmă, ca să se și purifice, să îl puneți într-o oală care se află pe foc, astfel încât să se topească gheața. Să fiți sigur că nu luați o energie negativă de pe stradă. Iar cheia astfel purificată, o luați și o puneți într-un borcanel sau într-o cutie, unde mai puteți colecționa și alte chei cu mare ușurință. Este un simbol al norocului, un simbol al deschiderii de noi oportunități, care ajută mai ales pe persoanele care nu au cea mai bună perioadă. Surprinzător. Să zic surprinzător pentru oamenii care au stat și în zona rurală a țării. Liliecii într-o casă sunt de bun augur. Deși poate să facă stricăciuni, poate să intre în părul oamenilor și mai ales al doamnelor, tot timpul liliecii au fost văzuți ca și elemente de bunăstare. E adevărat, în ultima perioadă, fiind asociați cu vampirii, au mai pierdut din acest statut. Dar, de fapt, de mult, atât în zona celtică, cât și în zona orientală, în China, liliacul reprezenta nu numai bunăstarea, dar și sănătatea, armonia în cuplu. Există chiar și o amuletă cu cei 5 lilieci, fiecare de o altă culoare, este una superbă, care poate fi agățată de obicei în sectorul de est sau sud-est a casei pentru a oferi această energie benefică, echilibrată, întregii locuințe și, evident, întregii familii. E adevărat, acum nu trebuie să căutați lilieci prin București, pentru că sunt destul de puțini, dar dacă ați avea o reprezentare cu un liliac, fie că este vorba și de un poster sau de un abțipil sau efectiv de o figurină, este bine să aveți 5 lilieci, pentru că acești 5 lilieci reprezintă, după cum v-am spus, 5 ipostaze pozitive, dar și cele 5 elemente echilibrate în casa dumneavoastră. Există de asemenea, dacă tot suntem în domeniul animalelor, un alt animal care asigură bunăstarea în casă. Iar la noi, România, poate că îl și cunoașteți, este vorba de șarpe. Se spune că dacă vedeți un șarpe și nu este agresiv față de dumneavoastră, este bine să nu îl deranjați, să nu îi creați probleme, pentru că el reprezintă bunăstarea. Și este un semn divin cum că veți avea parte de o perioadă mai bună, cât de curând. O să luăm acum o mică pauză publicitară și o să revenim imediat în discuția noastră despre bunăstarea materială și spirituală. Ne revedem după pauză. Bine, ne-am regăsit după pauza publicitară. Pentru cei care de-abia acum se uită, vorbim despre bunăstarea materială și spirituală. Deși cred că în seara asta reușim să vorbim doar despre cea materială mai mult și lăsăm cea spirituală pe o ediție viitoare. Un singur lucru mai aș avea de adăugat la prezentarea generală a bunăstării și a micilor trucuri pe care le putem face preluate din civilizația noastră, cea românească, dar și cele de peste hotare, este că ne putem folosi de anumite pietre semiprețioase în a le determina pe ele, deoarece în foarte multe culturi și sisteme, cum ar fi cristaloterapia, ele sunt considerate ca fiind vii, având un elemental, ca un fel de spirit în interiorul lor, care prin blândețe, prin dragostea pe care o purtăm față de ele, să ne ajute să
să vă ajute, de fapt, să realizați anumite lucruri, poate care erau mai grele în mod deosebit, mai ales în plan al sănătății, dar și în planul bunăstării. Care ar fi acele pietre? Cele mai recomandate de către noi sunt, evident, citrinul, pentru că este un tip de cuarț, mai exact cuarțul galben, care are o culoare galbenă, aurie, și este foarte bun, mai ales pentru că conține fier, un metal. Iar bunăstarea, în general, mai ales cea materială, este tot timpul dată de un metal și, de obicei, de culoare aurie. Și o să vedem imediat și în ce sistem se dezvoltă acest lucru foarte des, foarte mult. Deci, citrinul, pentru că este un cuarț galben, care amplifică orice fel de energie din cauza structurii cristaline pe care o are. Apoi, de recomandat ar fi calcitul, care la fel, poate să fie de foarte multe tipuri și culori, dar noi recomandăm fie pe cel auriu, fie pe cel orhidee. Chihlimbarul este o piatră care nu se naște în mod deosebit din forța pământului, din magmă, ci din depunerile de rășină ale arborilor seculari din perioada carboniferă, când aveau niște mărimi impresionante, iar resturile lor le utilizăm astăzi sub formă de cărbune. Chihlimbarul este și a fost și este în continuare și va fi o piatră care ajută tot timpul oamenii să capteze bunăstarea, să aducă oportunitățile în casă. Rubinul, dar tot timpul asociat cu o altă piatră, pentru că rubinul oferă forță, energie, mai ales într-o situație limită, și asociat cu citrinul, se dă energia necesară pentru a trece peste orice fel de obstacol. Iar cei din zona Chinei utilizau jadul. Jadul fiind poate chiar mai prețios decât aurul în perioada antică, acel verde superb care se găsește în toate piețele din China, sub tot felul de forme, fie că este vorba de dragon, fie că este vorba de fenix și de broscuțe răioase și așa mai departe. Inclusiv în mitologia lor apare împăratul de jad, împăratul suprem al Chinei spirituale, astfel încât și dumneavoastră puteți să-l utilizați prin, pe el sau pe oricare din cele care, pe care le-am amintit până acum. Cum? Le purificați prin acel procedeu de care am mai amintit în sare timp de 3 zile, apoi le spălați foarte bine de resturile de sare care s-au mai lipit. Le puneți la soare, indiferent dacă sunt nori sau este lumină directă, ca să se încarce cu energia solară și apoi le țineți în mâna stângă pentru a programa cu o intenție personală acel cristal. De exemplu, îl rugați pe respectivul cristal, pe respectivul elemental, să vă ajute în viața de zi cu zi în obținerea ori unui job nou, ori în a vinde o casă, ori chiar și să vă ajute în comunicarea dumneavoastră cu divinitatea, astfel încât să vă aude, să vă audă mai ușor cererile, dorințele dumneavoastră. Se pot utiliza în foarte multe variante. Bun. Foarte mulți dintre dumneavoastră poate au apelat sau vor apela la o persoană care are darul clarviziunii sau care poate să dea în cărți sau să ghicească în cărți. O să vă ofer acum, pe scurt, care ar fi cele 10 arcane din tarot care indică că acea persoană ar putea să aibă bunăstare. Dar o să vedem acum și imaginile cu fiecare arcană în parte și o să o descriem pe fiecare în parte, să vedem că fiecare carte, de fapt, reprezintă altceva. O să începem mai întâi cu primul arcan, unul minor, și îl vedeți și acum, 10-le de monezi sau 10-le de pentacle, deoarece în tarot, pentaclu reprezintă bunăstarea, pământul adică. Și vedeți în imagine un șoricel, care este un simbol al acumulării, și un cufăr plin de monezi, și mai exact de aceste 10 pentacle. Ce reprezintă acesta? Reprezintă că persoana va avea parte de bunăstare
va fi bogată și va ajunge la un așa nivel încât este indicat să și împartă această bunăstare cu copiii, cu oamenii mai puțin norocoși, cu oamenii din jurul lor. Și o pot face fără să sufere alte probleme, cum ar fi pierderea bunăstării sau a sporului. A doilea arcan este șasele de bâte sau de bastoane. Este reprezentat de obicei un om călare pe călare care duce un stindar. El reprezintă victoria în urma unei munci susținute. Și o să vedeți imediat și imaginea ca să vă fie mai ușor să recunoașteți arcanul atunci când îl puteți vedea oriunde. Uitați așa, acum este omul care a avut o victorie, reprezentând acest arcan victoria, și în legătură cu bunăstarea este victoria unei munci sau a unui lucru la care s-a muncit foarte mult și se prezice că în curând se va finaliza într-un mod pozitiv. Trecem la următorul arcan, cel de 9 de monezi, în care se vede o doamnă înconjurată de cele 9 monezi și de păsări, fluturi și alte animale. Acest arcan, atunci când apare într-o etalare, ne prezintă abundența sau că va avea parte persoana pentru care face etalarea de abundență, mai ales materială. Iar stilul de viață se va schimba într-unul mai bun, stilul de viață a unui om bogat, realizat financiar. Asta înseamnă că ar trebui să lucreze și la partea spirituală. Dar, din punct de vedere al bunăstării, se arată că viața persoanei respective se va schimba cât de curând în bine. Următorul arcan este tot unul minor. Este vorba de asul de monezi sau unul de monezi. Este vorba de un singur pentaclu care, atunci când apare într-o etalare, mie mi-arată că persoana va avea parte de noi oportunități, de o șansă în a face prin muncă, evident, la mine totul este prin muncă, va ajunge pe o culme destul de bună dacă va lua decizia să urmeze oportunitatea, deoarece poate să apară oportunitatea și să zică n-am chef sau nu acum sau sigur va mai apărea și altă dată. Atunci când apare acest arcan minor, tot timpul se spune vei avea o oportunitate, dar e bine să o accepți pentru că îți va da un spor financiar mai mare. Trecem la următorul, care este o arcană majoră, soarele sau numărul 19 în numerologia cabalistică. După cum se și observă în imagine, soarele are o poziție de frunte, în jurul lui gravitând toate planetele, și avem acolo și ecliptica, adică drumul soarelui pe bolta cerească, cele 12 zodii prin care trece în decursul unui an. Soarele, atunci când apare într-o etalare, de obicei ne arată că prospectele unei investiții sunt pozitive și va exista un profit în urma acestei investiții. Nu este făcută în van și este chiar indicată să acționeze cât mai repede pentru că va avea rezultate bune. Trecem la următorul, este 4 de monezi. Vedem un om care ține cele 4 monezi, cele 4 pentacle, în brațe. Este deja într-o situație materială bună, după cum se vede în jurul lui. Adică stă într-un palat, iar fața lui este una zâmbitoare, simbol al bunăstării. Acest arcan nu ne arată că va avea persoana respectivă bunăstare, ci că ar fi bine să nu mai facă cheltuieli atât de multe, astfel încât bunăstarea să și rămână la ei. De obicei, acest lucru se poate întâmpla cu persoanele care au avut o perioadă mai grea și într-o dată dau peste o oportunitate care le aduce bani. Și atunci tentația este de a cheltui repede pe toți, poate chiar și cu folos. Dar acest pentaclu apare în situația în care se spune trebuie să punem stabilă cheltuielilor și să țineți mai mult la economisire, la economii în casă sau în bancă, astfel încât bunăstarea să rămână pe o perioadă cât mai lungă. Trecem la următorul arcan, care este roata norocului. Și după cum scrie
și ca denumire, roata norocului ne anunță de fapt că persoana pentru care am etalat va avea cât de curând, dar nu încă, dar cât de curând, în viitorul imediat apropiat, de bunăstare, de o schimbare în bine a situației prezente. Dacă ne referim strict la partea materială, înseamnă că cât de curând se vor debloca anumite energii care îi vor permite lui, ca și persoană, să poată să acceseze mult mai ușor partea aceasta de bunăstare, de oportunități, de un job nou sau un loc de muncă mai bun sau într-o zonă mai bună în care să poată să ajungă și mai repede. Trecem la următorul arcan, 7 de monezi. După cum se vede și în imagine, este vorba despre o persoană, o doamnă, care stă sub un copac care a rodit respectivele 7 monezi. Ce înseamnă acest lucru? Persoana, putem să ne dăm seama că nu este în cea mai bună stare materială, dar este într-o stare echilibrată, am putea spune. Nici prea mult, nici prea puțin. Dar care se uită la cele 7 pentacle și așteaptă ca ele să rodească, să le poată culege. Același lucru și reprezintă, de fapt, acest arcan. Reprezintă un sfat. Dacă investești pe termen lung, prin muncă sau într-un nou job în care va trebui să muncești pe termen lung, vei avea parte de roade. Este bine să intri într-o anumită conjunctură cu anumite persoane pentru că îți vor da înapoi sau vei primi înapoi din partea situații respective, parte materială bună. Numai că trebuie să ai răbdare, pentru că drumul ar putea să fie lung, gen un sezon, 6 luni, 9 luni, un an, dar la sfârșit vor exista câștiguri materiale. Deci este un arcan bun, dar care arată noțiunea de a la lung, adică pe termen lung să existe această investiție energetică și fizică. Trecem la următorul arcan, este cel 9 de cupe, în care se vede o persoană jovială, de obicei reprezentată fie printr-un brutar sau printr-un om care lucrează într-o băcănie, care este înconjurat de 9 cupe pline. De obicei, cupa reprezintă sentimentul, apa. Dar în cazul acesta, aceste cupe reprezintă, de fapt, legea atracției. Persoanele joviale care nu se încruntă, care nu se simt presate de acest efect al unei perioade mai puțin bune, atrag natural, în mod uimitor, aceste oportunități. Pentru că divinitatea vede că ei nu se implică emoțional negativ, nu se vaită, nu se plâng la oameni că nu le merge bine și atunci le spune, bun, hai să mergem mai departe. Este un fel de pilda lui Iov. Dacă ne rugăm în continuare, ne ajută. Și ultimul arcan, după cum se și vede pe ecran, este pajul de monezi. Pajul, între arcanele minore, reprezintă primul din suita regală, adică paj, cavaler, regină și rege. De obicei, reprezintă o oportunitate care bate la ușă sau în care deja se află persoana și care se indică că acea oportunitate, acel proiect eventual, va aduce într-un final bani sau bunăstare. Dar trebuie investit mai mult, este în stare incipientă, trebuie să crească, să se dezvolte. Bun. Și cu acestea au fost cele 10 arcane care ne oferă nouă celor care citim în aceste cărți anumite indicii despre cum o să fie viitorul sau trecutul, sau cum este prezentul, unei persoane care etalăm aceste cărți. Hai să vedem acum, de aceea ne apropiem de ultima parte a emisiunii, cum ne putem echilibra casa astfel încât bunăstarea să intre și să rămână la dumneavoastră. Mi este foarte ușor să abordez această temă a Feng Shui, deoarece, după părerea mea, este metoda cea mai simplă și cea mai bună prin care dumneavoastră vă puteți echilibra toate elementele din casă. Poate foarte mulți se întreabă, dar Feng Shui este o chestie asiatică, cum ne ajută pe noi, pe români.
Ajută. Din ce cauză? Feng Shui se ocupă cu studiul a energiilor pământului. Iar noi și asiaticii, și noi și australienii stăm pe același pământ până la urmă. De aceea, din mai multe puncte de vedere, Feng Shui-ul este ușor de utilizat pentru toată lumea. Iar exemplul cel mai frumos este din așa-zisul Feng Shui peisagistic, în care se poate vedea următorul lucru. La nord, tot timpul, în Feng Shui, avem apă. Iar pentru noi, pentru Europa, la nord se află Oceanul Arctic, iarna, frigul. Astfel încât corespondența dintre oglinda Bagua sau diagrama Bagua și realitate se păstrează. În sud avem focul, căldura, iar noi, ca și continent european, avem Sahara, care este unul dintre cele mai mari deșerturi și totuși este o zonă care ne aduce tot timpul, mai ales vara, caniculă și temperaturi mai ridicate. Vestul este tot timpul reprezentat de metal, astfel încât vestul este cel puternic industrializat și vedem, dacă ne aducem aminte de la orele de istorie, în Anglia, deci în vestul Europei, a avut loc prima revoluție și a doua revoluție industrială. De asemenea, foarte multe dintre resurse se află în partea de vest și sunt exploatate în mod normal și în mod corect, astfel încât să aducă bunăstare țărilor respective. Să nu uităm că Uniunea Europeană, de fapt, la început a fost o coaliție a mai multor state pe tema cărbunelui și a oțelului, care se obțin din cărbune, mangan, fier, mai multe elemente, dintre care foarte multe sunt metale. Iar restul, tot timpul a fost reprezentat de lemn, de culoarea verde. Iar Europa, în partea ei de est, există Marea Câmpie Rusă sau Câmpia Europei de Est, un mare spațiu verde și, mai bine spus, în nord-est, este țara cu cele mai multe păduri, Finlanda. Deci, se poate vedea această similitudine între spațiul european și diagrama Bagua, astfel încât noi să putem să o utilizăm fără niciun fel de probleme. De asemenea, am mai fost întrebat, dar cum influențează Feng Shui sau cum intră în rezonanță Feng Shui cu biserica? Și poate că asta este o întrebare foarte bună pe care v-ați spus-o cu toții la un moment dat. Personal, eu mi-am întrebat duhovnicul de la momentul respectiv dacă acest stil, putem spune stil de viață, este bun pentru om sau nu. Iar el mi-a spus următorul lucru și mi se pare că este un lucru foarte înțelept. Ce a zis așa, Victor, atâta timp cât este de aproape 6.000 de ani pe pământ, Feng Shui este bun. Pentru că dacă nu era bun, Dumnezeu ar fi făcut ceva și ar fi renunțat la el și ar fi dispărut. Nu s-ar fi fructificat. De asemenea, Feng Shui-ul, în cunoștințele lui, zice, are un singur scop, de a arunca tot ceea ce este vechi și de a degaja, de fapt, casa sau apartamentul tău. Deci, atâta timp cât te face să duci o viață mai simplă, mai bună, cu mai puține obiecte, este un lucru foarte bun. Pentru că aerul poate să circule cum trebuie în casă. Și atunci îți mulțumesc și atunci asta este mesajul pe care vi-l dau și dumneavoastră și tuturor care mă întreabă acest lucru. Și acum să revenim. Cum ne ajută Feng Shui în bunăstare? În Feng Shui, ca să înțelegeți, există mai multe straturi, layere, să zicem. Unul de bază, care reprezintă punctele cardinare, unul care reprezintă numărul dumneavoastră cua, numărul personal, chartul sau amprenta casei, care reprezintă în funcție de intrarea principală și de alte elemente, care este numărul cua al casei și cum este împărțit fiecare sector în casă, stelele zburătoare și mai multe straturi despre care o să vorbim puțin mai încolo, într-o altă ediție. Sectorul de bunăstare în orice casă apare în sud-est. Este un sector care ar trebui să fie cât mai degajat, cât mai liber.
fără să existe praf, fără să existe aglomerări de obiecte, de mobilă și așa mai departe. Se poate găsi tot timpul cu ajutorul unei busole dacă stați în centrul casei și vi se arată foarte ușor care este nordul și dacă aveți o busolă ceva mai complexă, vedeți și celelalte puncte cardinale, principale sau secundare. Iar conul de energie care pornește din centrul casei până la perimetru este sectorul dumneavoastră de sud-est, care poate fi activat prin mai multe metode. Și o să vedem acum și niște imagini cu obiectele despre care vorbesc, ca să puteți să le recunoașteți cu mare ușurință. În primul rând, ce poate să aducă bunăstarea decât simbolul banului? Și vedeți acum în imagine un bănuț cu un trifoi cu patru foi. Într-un fel, este o combinație între noțiunea de Feng Shui și cunoștințele noastre occidentale. Trifoiul cu patru foi fiind, de fapt, un simbol al norocului și este bine de avut, iar bănuțul este un simbol al bunăstării, al prosperității. Buddha fericit este acea deitate care are proprietatea de a schimba orice fel de energie negativă într-una pozitivă. Stând pe un morman de bani, pe un munte de bani, vă dați seama că este vorba de o energie a bunăstării. De aceea se poate plasa cu mare ușurință în partea de sud-est a casei, cu privirea spre interior, astfel încât să schimbe orice fel de blocaj energetic care ar putea să apară în acest sector. Dacă ne uităm și bambusul, este poate barometrul casei. Astfel încât dacă un bambus nu o duce prea bine într-o casă, putem să ne dăm seama că acolo există o problemă. Fie de sănătate, fie de bunăstare. De ce este bambusul de bunăstare ca și simbol? Pentru că fiecare segment reprezintă de fapt o treaptă de evoluție. Atât pe partea materială, cât și pe partea spirituală. Iar simbolul bambusului o să-l dezvoltăm cât de curând, pentru că este unul interesant și apare aproape în orice fel de civilizație care a întâlnit această plantă, de fapt. Moneda chinezească de data asta. Vedeți în această imagine moneda înconjurată de cele 12 zodii. Se mai numește și moneda regală pentru că oferă prosperitate tuturor zodiilor. Iar ea are, de fapt, două fețe. Cea care o vedem acum este pe fața care trebuie să stea cu privirea spre casă, ca să aducă bunăstare. De ce este de rotundă? Pentru că ea reprezintă universul. Un pătrat în centru reprezintă pământul, iar echilibrul acesta între yin și yang, de fapt, aduce bunăstarea în casa dumneavoastră. Pe spate se pot vedea de obicei doi fenix, un fenix și un dragon, sau doi dragoni. Broscuța răioasă, cu bănuțul în gură, este ultimul simbol despre care vă vorbesc, că deja ne apropiem de sfârșit și promit neapărat să continuăm. Broscuța răioasă, care este povestea ei? Ea are proprietatea de a capta orice fel de energie, orice fel de oportunitate care ține de prosperitate, de bani și să o aducă în casă. De aceea, este foarte important ca ea să aibă o monedă în gură cu cele patru simboluri ideograme chinezești în sus, nu reversul cu cei doi dragoni sau dragon cu phoenix, să aibă ochii roșii, astfel încât să fie activată, să fie, se spune, să aprindă comutatorul de captare, iar pe spate să aibă cele șapte chakre, pentru că ea reprezintă, de fapt, o persoană autorealizată. Ea, foarte important, este să fie poziționată în sud-est cu fața către exterior. Ne oprim aici și o să discutăm poate mai pe larg de cum să ne activăm sectorul de bunăstare din casă, sectorul de sud-est, într-o ediție următoare. Până atunci vă urez din nou la mulți ani, o seară minunată și cea mai rămas din săptămână să fie una plină de prosperitate și bunăstare. La revedere! We'll be right back.